Salut! Patru decembrie, prima zi de Crăciun și sunt bun. Discret a apărut o informație pe sort, să o vedeți pe link. Dosar clasat. Și fiindcă suntem în 24 decembrie, prima zi de Crăciun, sunt bun. Îl iert pe IPS Teodosie pentru greșelile lui lumești, dar nu uit. Și de-aia le postez aici, tocmai ca să nu se uite. Și după ce o să treacă 24 decembrie, prima zi de Crăciun, trecem la normal, ar trebui și întrebat. Vedeți în link-ul ăla, că e scos de sub urmărire penală vorba inegalabilului Șoric, fost chestor, case closed. Însă mai jos pe pagina acolo e un link, IPS Live, că reporterii au fost măgari și l-au înregistrat. Sunt niște ascendenți al lui Băsică. Și dacă asculți înregistrarea, pe cam e de porc IPS Teodosie. Asta e cel mai bun caz. Însă a fost scos de sub urmărire penală. Punct. Și cum spune și el, acesta a declarat că la mijloc a fost vorba de o donație pentru care a fost eliberată și litanță, dar în anchetă nu s-a ținut cont de document. Păi din ce auzi pe înregistrarea în live, numai de donație nu era vorba. Era un ciubuc care elegant poate fi numit și donație. De atât. Și totuși ăsta nu-i la primul caz. Mai vedeți mai jos acolo, după ce m-a ascultat, că o să vorbesc puțin. Că e 24 decembrie, prima zi de Crăciun și sunt bun. Încă două linkuri. Tot cu IPS Teodosia. E, din cauza lui, eu nu primesc în casă pomologului din Brașov, care vine cu crucea. Asta îl întreb. Cum dă să intre în casă? Colegul Teodosie? S-a nu prea lăburit. IPS Teodosie la Constanța. A, da. Ce părere aveți de ce a făcut? Trebuie tipul să dea la învârtit. Ce vă rog? Veniți aici când o să aveți o poziție clară. Tipul se supără și pleacă. E o problemă aici. Ce face Teodosie arată că în Biserica Ortodoxă Română, în Bor, așa ca Teodosie, sunt 51%. Că dacă erau 49%, majoritatea îi lua de anterior și îi arunca afară. Sau îi trimitea la o mănăstire să se roage vreo 3 vieți. Dar nu se face asta. De ce? Păi sunt majoritari. Nu mă mira. Ascultați? Folosiți mintea, proprietate personală care o aveți și vedeți la ce concluzie ajungeți. Dacă eu spun că IPS Teodosie e de porc, greșesc? Și dacă eu nu greșesc, cum îl speli ca la nufărul și face alb? Nu-mi place ce se întâmplă. De ce mai au de bor? Îmi permit. Nu eu, personal. Am niște ascendenți
care au fost preocupați de Biserica Ortodoxă Română. Un văr al lui taică-meu, la necrologul lui, a fost preot la tot Popescu Colibaș, îl chema, în București. Și necrologul lui spunea că este ultimul dintr-un lung șir de preoți. Deci am în neam oameni care s-au ocupat cu așa ceva. Bașcă, în Oltenia, căutând eu pe niște hârtii, am descoperit că am un ascendent care a fost ctitorul unei biserici, în Caracal, acolo unde se duc căruța cu proști. Și căutând prin alte hârtii, am descoperit că mai am un ctitor a unei biserici de pe Ramur Island. Cred că foarte puțin pot să spună că neamul lor, ca ascendenți, au așa ceva. Ei, și asta îmi permite ca în 2014 să-l iau pe nonem ăsta de urechi. Că așa sunt eu, tupist. Toate bune! Gata pe ziua de astăzi. A fost prima dată când am postat în acest zi două însemnări. Prima am postat-o pe la 3 noaptea, aia că sunt și eu Max. După aia m-am culcat. M-am sculat la 8 dimineața și am continuat cu asta. Ne mai întâlnim. Am zâmbit.